La fostul palat al sporturilor și culturii din capitală, 25 dintre cele mai bune gimnaste ale țării se vor lupta pentru obținerea titlurilor la campionatele naționale individuale. Printre participante se numără și 6 sportive legitimate la Colegiul Național Sportiv, Clubul Sportiv Școlar Cetate din Deva. Este vorba despre Andreea Iridon, Andreea Munteanu, Ana Maria Ocolișan, Emanuela Pârva, Asiana Peng și Ștefania Stănilă. Cele 6 devence se vor lupta pentru a o deposeda pe Larisa Iordache de titlul de campioană națională la individual compus și speră că vor avea o prestație foarte bună și în finalele pe aparate. De la competiție, care este un bun prilej de verificare înaintea campionatelor mondiale, ce vor avea loc în luna octombrie în China, vor lipsi 2 nume importante ale gimnasticii românești, Laura Jurcă de la clubul din Deva, care a participat recent la Jocurile Olimpice ale Tineretului, și Diana Bulimar, accidentată, dar valoarea concursului va fi una ridicată. Mai trebuie menționat că la concursul feminin vor participa și gimnaste din Suedia, care se află într-un stadiu de pregătire în țara noastră. Întrecerea la individual compus va debuta sâmbătă la 15:30, iar finalele pe aparate vor începe duminică de la aceeași oră.